Imediat. Bun găsit, dragi prieteni! Vă rog să vă adunați cu micul mare, pentru că în această seară am de gând să vă ofer o super exclusivitate și sunt absolut mândru că astăzi și mâine ne vom întâlni cu doi oameni care nu sunt din categoria vedetelor, dar sunt mari personalități în zonele lor de activitate. În sensul în care acum câțiva ani de zile, nu mai știu, cred că sunt vreo 5 ani, am avut bucuria să fiu invitat în spitalul și în secția pe care o păstorea doctorul Valeriu Ionescu, omul care efectiv a salvat viața și vocea și respirația unuia dintre nepoții noștri. Lucru pentru care îi mulțumesc. De atunci s-a legat între noi o frumoasă prietenie și de fiecare dată când mergeam către Brașov, acolo unde citesc pe Valeriu, el fiind parte acum din MedLife, bine, în momentul în care treceam prin Brașov, treceam pe la Valeriu și Valeriu mai povestea. Am făcut una alta, aparatul meu face una alta. Chiar ne-am văzut cu el chiar pe 1 iunie, când am simțit nevoia să facem un consult și noi și Tudor. Și a fost și o ocazie ca în iunie să mergem și până la munte, ceea ce nu era rău, dar doar că ploua foarte tare. Valeriu Bronescu, te salut, Valeriu, cu drag. Bună seara, să trăiți! Atenție mare! Valeriu Bronescu este un doctor recunoscut internațional. Vă propun să-l urmăriți, pentru că ceea ce vă propun în această seară este un lucru foarte important, pentru că de astăzi, în România, venim cu un aparat care pentru zona ORL, pentru rezolvarea unor situații foarte, foarte grave, reprezintă o soluție excelentă, foarte eficace și este un aparat care sunt foarte puține asemenea aparate în Europa. Bună seara, Valeriu. Bună seara. Da, este vorba despre aparatul care se numește coblator, termen care vine de la cold ablation, ablație la rece, care are multiple utilizări în ORL, deoarece se pretează la intervențiile chirurgicale foarte bine. El nu e folosit numai în ORL. Ce pot să mă mândresc că am reușit să achiziționăm primul aparat din România cu noua sondă care se numește Halo, noua sondă de coblație, complet diferit față de modelul anterior, care tot eu l-am introdus în România în 2007 și cu care am operat în jur de 10.000 de cazuri de-a lungul vremii. Valeriu, da. Aș vrea să vorbiți puțin mai întâi despre tine, să știe lumea, ca să-și dea seama de ce, că dincolo de prietenia noastră, de ce ai respect și prețuirea noastră pentru cariera și pentru lucrurile pe care tu le faci. Vă spun puțin despre tine, Valeriu Bronescu. Da, eu sunt medic primar ORL, doctor în științe medicale. Am început prin 2000 cariera mea de orelist, ca rezident la clinica din Târgu Mureș, unde am stat 5 ani. După care am revenit acasă, am lucrat la spitalul de stat timp de, nu mai știu cât, 10 ani, cred. După care am luat decizia să renunț la sistemul de stat și m-am axat pe sistemul privat datorită dotărilor care existau, care nu le aveam în sistemul de stat, și am beneficiat de aceste dotări inițial la MedLife, de efectiv tot ce mi-am dorit ca orelist să pot opera. Repet, nu sunt un demiurg, nu știu să operez tot un ORL, că dacă știu tot înseamnă că am o problemă. În general m-am axat pe coblație, rinologie și cam așa, cam atât. Am o experiență de 20 de ani, zic eu, ceea ce înseamnă destul de mult. Ai dreptate, Valeriu. Pentru cei care poate nu știu exact ce face coblația, te rog să-mi explici exact ce înseamnă coblație. Coblația înseamnă, de ce înseamnă? Un curent de radiofrecvență care deci aparatul în sine e radiofrecvență atașat la o sondă care are trei canale de lucru, adică un canal pentru aspirație, unul pentru ablație, da? Și unul pentru pe unde se scurge un ser fiziologic care face un câmp plasmatic care nu distruge țesutul când operez cu el,
diminuând riscul de sângerare și riscul de durere postoperatorie. El se folosește și în zona nasului, în zona gâtului, amigdale, vegetații, în zona cornetelor nazale, în zona sinusurilor, polipoze nazale, o grămadă de boli, inclusiv în laringologie și chiar tumori în stadii incipiente. Bun. Se pot opera cu el. Deci acoperă o largă paletă de intervenții. Bun, deci pentru cei care au asemenea probleme, iată, avem o veste foarte bună pentru voi. Bun, deci țin minte, nici nu mai știu ce avea nepotul nostru, că țin minte că era o chestiune care părea deci în curând urma să-și piardă auzul. Știu? Acolo am făcut în 2011 altă premieră națională, n-are legătură cu coblatorul. Era vorba de inserția de un stent în trompa lui Eustachio, care se numește BET, adică balon Eustachie în tub, adică pe o tită seroasă cu lichid care apare la copii și copiii aud foarte înfundat. Deci, repet, nu e o afecțiune de nerv unde nu ai ce să faci și trebuie să pui o proteză auditivă. E o afecțiune care se poate trata chirurgical și erau două opțiuni. Ori pui tuburi în urechi și, cum ar fi pe înțelesul pacienților, spargi timpanul și pui un tubuleț să drenezi lichidul ăla, ori endoscopic prin nas bagi un fel de stent în trompa lui Eustachiu să se scurgă lichidul pe acolo. Asta făceam la momentul ăla și fac și acum, bineînțeles. Am pacienți din toată țara. Acum văd că am mai prins ceva amploare și am început și alți colegi să utilizeze acest sistem. Bun, deci dar te rog. Vis-a-vis de coblație, sunt foarte bucuros că am reușit astăzi să operez cu noul coblator, care, repet, e primul din Europa de Est. Acum mai sunt în Anglia, în Germania, nu știu dacă Italia, dar e abia apărut și chiar nu știu dacă o să mulțumesc la cei de la MedLife că mi l-au achiziționat. E ceva uimitor. Este o diferență față de coblatorul dinainte, ca de la cer la pământ, pot să zic. Bun, deci practic tu intri cu această sondă și faci vaporizezi sesutul, cum se vede, asta este o operație de la cornetele nazale, nu e, care se face prin coblație. Am înțeles. Și cu ocazia această vaporizare, ce produce? Lărgește orificiul nazal ca pacienții să poată să respire mult mai bine. După părerea mea, superioară altor tehnici. Nu că sunt îndrăgostită de coblație, dar e superioară datorită rezultatelor postoperatorii. Că acum, în ziua de astăzi, vedem multiple probleme ORL vis-a-vis de patologia postoperatorie nazală, care apar după operație. Am înțeles. Bun. Adică el distruge cel mai puțin comparativ cu un cauter, cu un laser sau o radiofrecvență simplă prin câmpul ăsta plasmatic care îl face. Deci operează, să zic așa, mai anatomic, cum ne-a dat Dumnezeu. Aha. Da, ăsta este aparatul nou, arată 2020, adică e digital, e față de predecesorul lui. Foarte, foarte eficient și foarte sunt extrem de încântat de el. Sigur că un pas foarte important. După cum se vede, zona de medicină privată poate să facă asemenea investiții sau și statul român ar face, pentru că de fiecare dată când e vorba de ce să nu facă? De exemplu, eu când am fost la Spitalul Județean, am avut un manager foarte pus cu, adică foarte, cum să zic eu, de treabă, cum s-ar zice, care mi-a luat coblatorul la stat, fără nicio problemă. L-am avut și acolo, în anul 2007, adică era o realizare, l-aveam la sistemul de stat. Da. Deci nu e niciun impediment să... Acum există, cred că și în București, pe la Panduri, nu știu unde mai există, da, există. Și la sistem, la privat. Dar, repet, vechiul aparat, ăsta nou e primul azi. Am operat cu el.
Bun. Prin urmare, înțeleg că este o modalitate mult mai facilă de a rezolva și probleme grave, cum ai spus, de tumori sau de alte lucruri. De aceea chiar îi rog pe prietenii noștri care ne urmăresc, dacă au întrebări în legătură cu ceea ce face Valeriu sau cu legate de chestiuni legate de ORL și intervenții delicate sau cazuri delicate, vă rugăm să ne puneți întrebări, pentru că Valeriu vă poate răspunde la ele fără niciun fel de probleme. Din păcate, eu sunt un practician, nu am îmbrățișat cariera academică, să zic, cu toate că cred că aș fi putut să fac lucrări și așa, dar prin multele intervenții plăcute am avut surprize plăcute vis-a-vis de coblație pe tumori în operațiile, intervențiile chirurgicale pentru tumori, care au crescut viața pacientului perioada de... Am un pacient care l-am operat de un cancer de amigdal, care are 5 ani postoperator, ceea ce până acum era o raritate. Exact. E drept că am intervenit de vreo 2-3 ori, dar repet încă o dată, depinde și de stadiul în care descoperi tumora. Că dacă e un stadiu depășit, nu se mai poate face, nu numai cu coblatorul, nici prin alte intervenții nu se mai poate face nimic. Da. De aia e bine ca pacienții să se adreseze la medic în timp util, ca să putem descoperi problemele care apar, mai ales la nivel de laringe. Primul lucru, apare răgușeala, pacientul nu trebuie să se trateze la farmacie, trebuie să vină la medic să vadă, să nu fie, Doamne ferește, vreun cancer sau cine știe ce. Așadar, că în momentul în care vă simțiți răgușiți, nu o dați nici pe răceală, nici pe vreme, nici pe vreo posibilă gripă în această perioadă, mai ales că gripă sau virus sare lumea până la tavan. Dar o să vorbim și despre treaba asta, ci trebuie să vă duceți la medic să vedeți dacă nu aveți ceva. Nu e așa? Da. Bun. Aș vrea să te întreb, în această perioadă, în care, iată, exact zona ORL de care tu te ocupi, dar tu într-o altă zonă, este zona cea mai sensibilă pe planeta întreagă. Ce părere ai despre ce se întâmplă și cum chiar trebuie să facă oamenii și ce părere ai despre tot ceea ce s-a întâmplat în acest an? Păi, ce să spun, oameni? În perioada începând cu martie până acum, inclusiv prin protejare conform protocolelor Ministerului Sănătății în cabinet, iar vis-a-vis de sala de operații, acolo noi operăm cum ar veni ca înainte, deoarece toți pacienții care se internează pentru intervenții chirurgicale sunt testați COVID preoperator și atunci nu trebuie să ne luăm niște măsuri speciale din moment ce ei sunt testați. De exemplu, astăzi n-am operat un copil pentru că era COVID pozitiv. L-am și copil de 13 ani. Sunt tot mai mulți, deoarece nu se respectă regulile. Dacă s-ar respecta, atunci n-ar fi probleme. Ieri, de exemplu, am fost în oraș, în centru, era o vânzoleală, nimeni nu purta măști. Brașovul fiind oraș turistic, de aia am avut atâtea cazuri, pentru că sunt o grămadă de turiști și nu se respectă absolut nimic. Cu toate că cei cu restaurante, cu terase încearcă să facă ceva, dar lumea nu ține cont de nimic, părerea mea. Dacă s-ar ține cont de ăsta, n-ar fi atâta probleme și eu sper să scăpăm odată de chestia asta, că ne-a afectat pe toți și ne afectează. Eu am trecut astăzi prin centrul Bucureștiului, că am avut o treabă și trebuie să spun că nici la București nu se ține cont de nimic. În zona Pieței Universității se pupau niște tineri, fată, băiat, și după aia s-a întâlnit fată cu fată, iar mască n-am văzut. Eu eram singurul nebun cu mască, iar în magazin eram singurul nebun și cu mami. Am o întrebare. De la Violeta Mihalache. Fetița mea cântă operă și a descoperit nodul la corzile vocale, i s-au prescris medicamente și pauză vocală și nepoții mei i-au operat de poli și cred că au apărut din nou. Ce pat îmi dați? Vă rog să-mi dați adresa domnului doctor. Asta cu operația acum depinde. Dacă sunt vegetația adenoide, că așa se numesc polipii,
Eu am o concepție foarte simplă, nu reapar din nou, rămân acolo niște rămâne niște țesut adenoidian și care poate da această refacere, ca să o numim așa. Deci trebuie consultat copilul, există, eu am la cabinet și la spital endoscop special de copii, care este foarte subțire și cu el vizualizez exact starea vegetațiilor. Că poate fi și altceva, nu neapărat trebuie să fie vegetație. Dar de-aia am recurs la endoscopie pentru ca să fiu sigur. Pentru că altfel dacă orelistul se uită cu oglinduța și fără endoscopie, eu în 2020 nu concep oreleu. Eu unul. Clar. În consult vorbim, nu mai vorbim de operație. Dar mama copiilor, deci a avut nodul pe corzile vocale și s-a prescris S-a operat. Medicamente și pauză vocală. E, nu, trebuie văzut exact cât de mari sunt și ce poate sunt poli, poate nodul, nu pot să știu. Dacă nodul se pretează la medicamente, sunt niște medicamente care poate să involueze acest nodul și pauza vocală. Dar, repet, depinde de mărimea lor. Dacă sunt destul de mari, corzile vocale practic nu închid foarte bine și atunci apare răgușala și atunci ei trebuie operați. Vă spun clar că foarte rar am operat nodul vocal. De obicei au mers cu tratament. Au mers cu tratament, perfect. Aș vrea să uite acum să povestim pentru oameni câteva dintre cele mai interesante cazuri pe care le-ai avut în ultima perioadă sau în ultimii ani. Am avut o felul de cazuri, nu pot să... Cele mai spectaculoase, după părerea mea, nu neapărat. Deci sunt tumorile care pot să le rezolv prin coblație sau operații endoscopice pe care le fac. Zi de zi sunt. Fiecare pacient e altfel. Nu sunt chestii așa, să zici, mamă, wow. Am avut chiar o de la televiziunea română o prezentatoare care a avut un accident și a avut un granulom de laringe care l-am operat prin coblație și a mers foarte bine, că toți o refuzau în alte zone, mă rog. Diferite intervenții. Pacienți paralizați după accidente care trebuie să le închizi traiostomele și le creat orificiu laringian care stenoze subglotice, deja intru în prea mari detalii, deci sunt părerea mea, care le rezolv prin coblație. Deci sunt o grămadă de intervenții care se pot rezolva. Practic eu sunt cam legat de acest aparat. Bun. Deci înțeleg că este un aparat special și faptul că a venit acum în România, care sunt orizonturile? Care, ce se va întâmpla? Ce va fi în plus? Păi, părerea mea că nu va fi nimic în plus, atâta că e vorba de tehnica care s-a dezvoltat și de rapiditatea cu care pot să operez, de exemplu, acum, datorită noii sonde, care scurtează foarte mult timpul operației și atunci asta este bine și pentru pacient că nu stă atât de mult într-o anestezie. Deci intervenția durează mai puțin pentru că e mai eficient aparatul în sine și cu sonda nouă. Și atunci îți reduce timpul de lucru și ai un confort mai special față de predecesorul lui. În asta constă. Operațiile sunt aceleași de 100 și de ani, tot așa se fac, dar ne ajută tehnica acum. Și asta în ultimii 20 de ani s-a dezvoltat foarte mult în orele. Vezi endoscopie, vezi coblație, vezi lasere, vezi radiofrecvențe, că s-a și pretat. Înainte lumea ce știa orelist? Da, amigdale și nas, îmi sparge nasul, atât. E, uite că se lucrează bazul de craniu, se operează tumori, se operează în zona laringiană, în colaborare cu neurochirurgii, ne ajutăm. Deci s-au schimbat mult lucrurile, numai că
încă n-a dispărut percepția asta noastră că noi scoatem amigdale și polip și aia e viața noastră. Nu e chiar așa. Da, s-au schimbat adică multe. Da, în calitate de orelist. Acum vorbesc cu tine în general, numai că despre iată, specialistul, chirurgul eminent, am vorbit, o să mai vorbim. Deci, care sunt 4 sau 5 sfaturi pe care ai vrea să le oferi oamenilor în această perioadă? Pentru că știu că, dacă nu mă știu, soția ta a lucrat într-o zonă foarte apropiată de în prima linie, apropo de COVID, și vreau da. Sfaturi de la tine. Păi sfaturile, vi le-am zis, să se protejeze cât se poate, iar dacă apare febra, apare rinorea, adică curge nasul, lipsă de miros, dureri de cap, să se prezinte la doctor, că noi vedem fără probleme. Se fac acum testări la nivel de România oriunde, cred eu, cel puțin la noi se fac în jur de 700 pe zi, numai în MedLife. De săraca doctoriță de laborator lucrează zi și noapte, deci de la 7 dimineața până la 12 seara să dea rezultate. Și problemele apar la cei simptomatici în general. Ceilalți, nu știu, o să facă, cred că o să facem toți până la urmă. Ne imunizăm. E o întreagă discuție. Nici noi, doctorii, nu știm foarte multe. De ce să mințim? Ce? Mai multe se știu la televizor, până la urmă. Noi ne confruntăm cu pacienții. Aia e problema și îi tratăm și îi rezolvăm. Conform protocoalelor care s-au stabilit la nivel mondial și european, aia facem și noi. Ne riscăm și noi viețile luând contact cu ei. Sunt la început ne mințeau pacienții, acum lumea a devenit mai serioasă. Ne mințeau că n-au febră, că acum e altceva totuși. Asta e un pas înainte, e un lucru foarte interesant. Da. Am un caz aici, Andreea, care a fost și ieri și câștiga premiul de la Roxana Lușnea. Copilul de 5 ani cu polip măriți a fost în punctul de a fi operat, dar din motive medicale nu s-a putut. La orice, nu există. O secundă. La orice virus se măresc amigdalele. Ce ar trebui să fac? Domnul doctor vede copiii așa mici? Unde îl putem? Da, deci eu operez copiii începând cu... De când se nasc, practic, am avut și malformații congenitale la ei care au trebuit operate. Apropo de cazuri interesante, deci am operat o atrezie cu anală, adică o nară era închisă și așa, mă rog. Nu există, deci dacă are amigdalele foarte mari și polipi, copilul ăla trebuie obligatoriu operat. Și atunci se operează amigdalele, se face practic o reducție amigdaliană prin coblație, cum vă spun eu, ca să rămână țesutul ăla amigdalian de apărare, deci nu se scoade tot, cum s-ar spune, și se face adenoidectomia, adică așa zis și polipi, în aceeași ședință. Și asta se face prin coblație, fără nicio problemă, pentru că se face în anestezie generală, asta fiind precedată de analize, consult cardio, consult preanestezic, deci vede anestezistul, nu se intră la sală așa. Cele mai mari greșeli când s-au întâmplat de a muri copii au fost așa, când au fost luați așa de fără mari, adică fără să fie făcute analize mai sofisticate, fără un consult preanestezic temeinic, că vă spun eu, dacă inima, ficatul, rinichiul funcționează, nu se întâmplă absolut nimic. Totdeauna sunt riscuri în orice intervenție, e drept. Da, așa se poate și la unghie încarnată să mori, așa că ce să vă zic, eu am operat peste 10.000 de pacienți și nu că n-am avut niciun deces, dar n-am avut deces să intre operatorii, m-a ferit Dumnezeu, dar nu pot să știi. Da, e adevărat. Dar dacă se fac toate premergătoare operații, nu există ca un copil de 5 ani să nu poată fi operat. Da. Unde te găsește lumea? Că uite, e a doua întrebare de acest gen. La MedLife Brașov, am și cabinetul meu. Da. Nu, veneai într-o perioadă la București. Am venit, dar nu mai pot, că mi-este foarte greu, având o grămadă. Eu am pacienți din toată țara, nu numai din Brașov.
Și atunci era peste mână să mai vin și la București. Am venit vreo 6 luni și după aceea am renunțat. Că mi-era foarte greu. Mai am o întrebare. Iar la pediatrie am venit. Exact. Știu că culmea e că atunci noi ne-am văzut numai la Brașov, că la București când ai fost... La București nu, da. Cristina Ioana întreabă, am o întrebare. Ce se poate face la scleroza auditivă? Am fost diagnosticată la Pandur, însă mi-e frică de operație. Am zis că șansele ca să revină boala sunt peste 50%. Se poate face operația și e păcat când se poate face ceva. Iar acolo la Pandur sunt profesioniști pe ureche care pot realiza intervenția asta. Și e păcat să n-o fac. Acum depinde și acolo, trebuie făcute probe de auz, bănuiesc că s-a făcut tot. Da, cred că da. Da. Dacă s-a investigat și s-a ajuns la concluzia asta, să și-o facă, că trebuie făcută. Din păcate eu nu fac asemenea intervenții, că nu sunt otolog, nu mă pricep, v-am zis de la început. ORL-ul este foarte vast la momentul ăsta, adică noi suntem împărțiți în rinologi, otologi, laringologi, practic. Nu mai e ca pe vremuri. V-am zis, s-a schimbat și patologia, a intervenit tehnica modernă și atunci nu e atât de simplu să le știi pe toate, să le faci bine. Că dacă le faci pe toate bine, înseamnă că, părerea mea, ești un mare prost. Ai fost foarte drăguț. E adevărat, ăștia care le știu pe toate nu termină niciodată bine. Nu. Noi trebuie să fim axați pe bucăți mici, să le facem bine. Asta e concepția mea. Nu știu, nu mă interesează. Bun, e foarte interesant ce-mi spui. Țin minte că atunci când am fost la tine, dar era la alt spital, tot așa un spital foarte bun. În momentul în care am ajuns acolo, și asta i-a frapat pe prietenii mei de pe Facebook, este că era ca în Austria, deci era totul curat, arăta totul la nivel internațional. Da, și aici e la fel, adică dacă lumea se preocupă, arată foarte bine. Asta în măsura în care, de exemplu, am vorbit cu o doamnă, chiar când ne facem interviu cu ea, Mariana Constantinescu Brădescu de la Piatra Online, care spunea, mie, când mă gândesc la toate aceste infecțiuni, mă gândesc că ar trebui să ajung într-un spital de stat și e frică. Da, vă spun sincer că și nouă ne zic toți pacienții la momentul ăsta tot aceleași chestii, dar să știți că ei săracii duc o luptă grea acolo și se protejează, se fac centre tampon, se fac tot felul de chestii ca să poată să trateze medicii în mod normal pacienții și își fac datoria fără probleme. Acum a intervenit o percepție de asta că vai de mine spitalele de stat. Dar lumea își face treaba acolo și eu am lucrat la spital de stat și se lucra foarte bine și conștiincios. Vă zic eu. Ce ne facem? Că nu mai sunt 4 la ATI, așa am văzut. Păi, ce ne facem? O să ne ia pe noi, cei privați, să ia, dacă se întâmplă, Doamne ferește, ceva, că și noi avem ventilatoare. Pe rând, așa, sunt spitalele alea făcute de armată, care sunt și alea, le-au făcut și nu cred că le-au utilizat. Dacă țin minte bine, s-au băgat nu știu câți bani și nu sunt. Acum poate că am înțeles că la Constanța i-au dat drumul. Nu mai știu. Da. Cert e că nu mă pot informa din televizor, că nu am timp să mă uit. Ce drăguț ești! Sau dacă serios, da? Nu, asta e. Ce citesc? Citesc din presă pe internet. Și cam asta. Nu zic că nu sunt un om informat, dar la televizor chiar n-am timp să mă uit. Da. Păi, uite, nici eu acum nu mai sunt la televizor, așa că postez la mine. Valeriu, revine doamna cu scleroza auditivă, spune că a făcut diagnosticul și că nu e gravă, că nu mai are volum vocal, că e solist vocal. Asta afectează cariera. Are legătură volumul scăzut cu boala de urechi? Nu. N-are nicio legătură cu boala de urechi. Chiar nu. Trebuie văzut ce-i cu laringele. Deci acolo e altceva. Deci chiar niciuna. Deci una e urechea, una e vocea. Aha. Deci nicio treabă. Bun. Câți oameni au aflat de această metodă și câți oameni vin la tine? Câte operații ai?
Păi, în ultima vreme, deci când am început în 2007, operam și 10 pacienți pe zi. Acum, poate că am mai îmbătrânit și eu, operez cam 3 pacienți pe zi. Pentru că nu vreau eu să operez mai mult, că nu e bine. Ajung, este suficient. 3 intervenții pe zi pentru un chirurg e ok. În sensul în care prea mult poate să apară vreo sau ceva? Sau la ce păi posibil, ce să zic, nu că am avut-o, dar eram și eu foarte entuziast. Operam la sistemul de stat, după aia mă duceam după masă, operam la sistemul privat și uite așa. Și acum mă limitez la chestia asta, ce să zic, operez în jur de 40 de pacienți pe lună în sistem privat. Eu zic că este suficient, unii n-au operat 40 în toată viața lor de oreliști, așa că despre ce vorbim. Eu lucrez în spital de stat și mergea foarte bine în momentul de COVID, dar acum este super de COVID, nu se mai operează, zice Simona Verzea. Da, pentru că nu știu, la Brașov se operează. Acum mai e un alt aspect vis-a-vis de copii, pentru că cu izolarea asta copiii au stat acasă, n-au intrat în colectivitate și au diminuat foarte mult consulturile la copii, odată din frica părinților să nu ia COVID, a doilea a fost izolarea asta care ei, neintrând în colectivitate, nu s-au mai îmbolnăvit. Și eu am operat mai puțin copii pentru că nu am avut, n-au fost bolnavi. Înțelegeți? Doar cei care aveau efectiv probleme. Pentru că un copil care are probleme cu amigdalele, cu vegetațiile, în momentul când a intrat în colectivitate, până nu se operează, nu mai iese din cercul ăsta vicios. Stând acasă, e așa atenuată oarecum problema. Dar în momentul când o să intre la școală, grădiniță, o să înceapă distracția, mai ales că acum e toamnă, o să vină gripa, copiii o să meargă la școală, o să răcească, toată lumea o să zică că au COVID și să vedeți ce o să iasă. Dacă ai avea un copil, l-ai trimite la școală? La școală, fără nicio online și așa, că părerea mea că ne distrugem generațiile de copii dacă îi ținem acasă. Da, orice risc, că nu există. Plus că, dar ei trebuie să meargă la școală, părerea mea. Da, nu e o chestie unitară. Se aude cu ecou, se aude și la Valeriu un aparat, din acest motiv pare a fi un ecou. Asta vreau să vă spun lucrul următor. Există școli care s-au închis la foarte puțin copii sau au început curățenie, alții nici la 5 nu s-au închis. Noi nu suntem încă fermi în a merge într-o zonă. Da, trebuie să vedem ce se întâmplă, să fim pe un protocol clar și să... Eu încă o dată, eu am văzut și la fiica mea care la un colegiu cu de renume în Brașov, în clasa 6-a cea mică, și s-au consultat părinții cu dirigintele în ce modalitate să înceapă și am rămas uimit. Dar nu am ce, m-am supus majorității, ce să fac? Adică? Adică să facă un sistem hibrid, o săptămână acasă, o săptămână la școală, ceea ce mi se pare o prostie. Da? Da. E părerea ta, eu am altă părere, dar... Păi da, fiecare cu părerea lui, dar problema e că și așa au stat, cum ar veni un semestru acasă și n-au făcut nimic, da? Pe nimic. Și acum continuăm să nu facem nimic. Că săracii profesori chiar își dau silința cu copiii ăștia, dar după cât observ eu, e foarte greu. Sper să se termine odată. Noi am terminat cu școala pe vremea când am făcut eu școala, mergeam non-stop și sâmbătă. Da, e adevărat, și eu la fel. Dar pe de altă parte vreau să spun lucrul următor. Deci noi la școală nu avem a ne plânge, noi băiatul are chiar 6 ore pe zi, adică se muncește, n-aș putea spune că merg. Da. Dar avem o întrebare interesantă de la Andreea, care povestea mai devreme. Când am fost diagnosticați cu COVID, amigdalele și ganglioni au fost foarte măriți. Virusul Epstein-Barr, amigdale mărite și ganglion la fel. Da, se poate.
Pentru că era mononucleoză asociată și normal că a luat tratament, ăla e virus, Epstein-Barr și era asociat cu COVID. S-au mărit amigdale, normal, și ganglionii implicit. Asta era și înainte de COVID, boala asta, să știți. Da. Deci nu e nouă. Deci mononucleoza exista. Vreau să te întreb lucrul următor. Tu spui că ne vom imuniza. Dar văd că există premizele să te poți îmbolnăvi câteva luni din nou. Da. Și asta e adevărat, că așa se și spune. Dar ideea e că fiind virus, e ca și gripa. Deci și gripă facem de mai multe ori, nu? Da. Și vă mai spun un aspect, adică cât ni s-a interzis să operăm, că izolare, că nu știu ce, pacienții ajung greu la doctor, la spitalele de stat datorită tamponului ăsta, să-l ții, să-i faci testarea de COVID, să-l bagi în spital, au murit mult mai mulți oameni decât înainte de COVID, din alte boli, pe care noi n-am putut să, de exemplu, să-i operăm. Ne întreabă solista despre care am vorbit mai devreme, cum crezi că se va termina acest COVID? Ne întreabă și la cât va dura această pandemie. Asta e mai multe informații, să poți înțelegi mai bine cu mine. Da, acum chiar că n-am auzit nimic. Cât crezi că mai durează COVID? Ha, asta întreabă toată lumea, nu știu. Nu știu. Deocamdată cazurile nu scad, ați văzut și în Europa, în Spania iar au început să crească, în Italia la fel, deci nu știu. Părerea mea că e prea mult tam-tam făcut pe COVID-ul ăsta, trebuie să-l luăm ca atare, ca o gripă și atunci altfel vor sta lucrurile. Că și din gripă bătrânii mureau în ATI prin bronhopneumonii cu cei cu comorbidități și na. A avut gripă, dar acum COVID-ul ăsta este ceva extraordinar. Deci a nebunit lumea cu totul. Da. Eu îi văd și la cabinet, am tot ce trebuie, dezinfectante, dar unii chiar fac o psihoză din asta, ceea ce nu e bine. Nu e bine deloc. Trebuie să ne vedem de viață normal, părerea mea. Bine, cu protecția necesară. Purtăm măști, ne dezinfectăm, ne spălăm, avem grijă, dar nu trebuie să ne vedem de viață în mod normal. Doamna cu gripal al doilea an. Aveți sfaturi pentru creierea imunității? E bine ce am făcut? Ce să fie? Doamna l-a vaccinat pe gripal pe copilașul, da, de care a fost mai devreme și întreba și de imunitate. Da, există tot felul de produse de astea naturiste de pe echinacea care întăresc sistemul imunitar, dar în general când apar probleme de vegetații polipe, adică amigdale, și sunt constante, ăla este deja un cer vicios care până la urmă doar printr-o intervenție chirurgicală se rezolvă. Degeaba părinții încearcă, mai ales vă zic eu, când am fost la București, tot asta am văzut. E un pic altă mentalitate acolo față de restul țării. Toți încearcă să evite operația. Dacă un profesionist face o endoscopie și zice că trebuie operat, înseamnă că aia trebuie făcut, părerea mea. Pentru că altfel veți fi într-un cer vicios din care nu ieșiți. Cu toate stimulentele de imunitate și vaccinuri și nu se rezolvă. Pentru că apar scăderi de auz la copii, li se modifică dantura ulterior. Trebuie când în loc să se opereze copilul de vegetații, după aia volta palatină devine o ogivală, se modifică dantura și pe la 13-14 ani o să vedeți că e, sau chiar mai repede, că e nevoie să puneți un aparat pentru dinți de îndreptat. Și plus probleme de la auz care apar din cauza vegetațiilor care iară sunt destul de neplăcute, adică în copilul n-aude, nu te joci, părerea mea. Da. Și e păcat să ajungă un copil să poarte o proteză auditivă mai încolo, pentru că n-a fost operat de niște banale vegetații, polip, cum s-ar zice. Unii apelează la leacuri Băbești. Simona, de exemplu, se tratează cu ventuze. Păi, na, ce? E libertate. Și bunica mea punea ventuze, erau foarte faine.
Cristina Solita zice se tratează rinita alergică? Da, se tratează, se operează, acum depinde. Nu cooperăm rinita alergică. Poate coexista cu o deviație de sepsă, măresc cornetele. În general, aspectul de rinita alergică e tipic și de obicei evit să operez așa ceva. În general, reacționează foarte bine la tratamente. Nu trebuie operată neapărat. Se încearcă toate tratamentele pentru rinite, sunt niște tratamente standard, antialergice și se rezolvă. Mă întreabă Daniela Stan dacă e normal ca copiii să poarte mască la școală. Părerea mea e că da. Da, trebuie să poarte mască. Mă întreabă Nicolas dacă e virus de laborator sau natural. Ce să fie? Dacă e virus de laborator sau natural. Asta deja intrăm în supoziții. Nu știu. Eu cred că este natural, că dacă era de laborator, nu cred că pățeau americanii ce au pățit. Și rușii și... Eu zic că e natural, natural. Care a fost cea mai frumoasă formă de mulțumire pe care ți-a dat-o un pacient? Au fost diferite forme de mulțumire. Una mai frumoasă decât alta, chiar acum, săptămâna trecută, că pacienții, chiar dacă lucrez eu la privat, n-am ce să fac, vin cu diferite atenții, nu e vorba de bani. Că o sticlă de vin din nu știu ce an sau îți aduc o icoană sau, de exemplu, am avut un pacient din Ploiești care a umblat peste tot și l-am operat prin coblație și de atunci mai are probleme și mi-a adus două cespuțe foarte drăguțe de cafea. Drăguțe. Da. Tot felul. Deci, pentru că de pe vremea antichității, pardon, doctorii au fost recompensați prin diferite obiecte sau asta este. La noi a luat amploare acum vis-a-vis de, cum să zic, de șpăși foloase necuvenite, ar trebui să înceteze, deoarece părerea mea că doctorii au salarii bune la momentul ăsta în sistemul de stat, chiar foarte bun. Bun. Mai povestește puțin despre aparatul pe care l-ai luat, pe care l-ai luat și ce va schimba el în viața pacienților. Păi depinde de patologie. Deci în patologia copilului va schimba respirația, uzul, în patologia rinosinusală va schimba, va îmbunătăți respirația, vor dispar sinuzitele dacă sunt operate corect. Patologie laringiană, deci este un aparat care ne ajută foarte mult pe noi ca oreliști și v-am zis, sunt mai puțin în otologie, în partea de ureche, dar pe partea de laringe, nas, gât, fără probleme se poate utiliza în majoritatea intervențiilor. Da, foarte frumos. Valeriu, deci practic tu ai 13 ani de când folosești această metodă, nu? Da, bună România. De cei mai vechi din Europa, pentru că chestia asta era aparatul era în America folosit, în Statele Unite. Europenii nu îl foloseau și atunci m-am gândit eu să și mi-am comandat un aparat, mi-a venit din America și am început să operez cu el. La momentul ăla chiar m-am distrat că am apărut la Andreea Esca la știri și a fost făcută o știre foarte drăguță de îmi venea să mă duc să nu știu ce să fac, deoarece s-a zis că eu topesc abidare la toată România cu scula asta, cu acest aparat nou de coblație. A fost un dezastru. A fost un compliment sau ce a fost asta? A fost dat așa ca știre jos frumos că
prin coblație se topesc amigdale. Vă dați seama că toată România suna să le topesc amigdale. Nu mai vrea nimeni să facă o amigdalectomie, nimic, numai să le topesc eu. Deci în loc de ceva medical foarte important, era premieră națională, a devenit știre prin topirea amigdalelor, înțelegeți? Asta nu mi-a plăcut. Și am zis că cât trăiesc nu mai dau interviu. După aia am mai dat cu cealaltă premieră, cu Balon Eustache în tub, că tot așa era premieră națională. Și ce a devenit? A devenit că vindec surzenia. Vă dați seama ce m-au sunat o săracii oameni bătrâni, că eu îi operez și ei o să audă. Deci era o chestie limitată pe anumite chestii, pe anumite patologii de ureche, nu pe surzenie. Tot știre. Și de atunci am renunțat, n-am mai fost la televiziune, nu, mi-am văzut, eu sunt un profesionist. Noroc că suntem prieteni, cu tine vorbesc. Da, deci suntem într-o zonă bună. Esca, eu nu știu cu știrea aia la mijloc, dar nu am ieșit cu tine. Bine, era la... nu eram în studio, era dată ca știre la ora 7. Da. Bun. Nu sunt eu chiar așa de important. Ba, eu zic că ești, dar s-ar putea fi mai important decât mulți oameni care sunt la prezentă, crezi? Da, posibil. Cred că trebuie să fie zona asta de media mai de oameni care poate vrea să fie important? Nu, că n-aud iar. Crezi că media trebuie să fie mai atent la voi? Nu, nu neapărat, că noi ne facem treaba. Deci sunt profesioniști în domeniul medical care își fac treaba fără probleme. Nu trebuie să apărăm la televizor pe media. Chiar nu îmi doresc lucrul ăsta. Atâta tot că acum vis-a-vis de noi medici e un curent de ăsta, toată lumea vrea să ne reclame, toată lumea, orice faci, doctorul de vină. Nu, nu se poate așa. Nu. Suntem și noi protejați, dar niciun doctor nu intră în sala de operații să strice ceva. El vrea să facă bine. Și acum tot la doctor s-au întors. Hmm? Și acum la doctor s-au întors. Da. Lumea, de exemplu, dacă se operează în sistemul privat, are impresia că trebuie să iasă totul perfect. La noi nu există complicații, nu există cum e la carte. Sunt deschise complicații și la noi apar și sistemul privat, nu numai la stat. Și noi avem parte de o grămadă de probleme. Cum zicea un coleg de-a meu, că dacă ți o Dacie din showroom, nu are nicio problemă. Dar dacă umbli un pic pe stradă, mai sare o pietricică, mai nu știu ce. Dacă stai și nu faci nimic, nu se întâmplă nimic. Dacă începi să operezi, apar toate problemele posibile. Și ne confruntăm cu toate problemele. Principalul e să poți să le rezolvi, să încerci să lumea să fie mulțumită de tine. Cam asta e. Hipoacuzia se poate opera? Nu. Adică depinde ce e. Iară ne întoarcem. Că dacă e nervul afectat, nu ai ce să faci. De exemplu, la copii se pun implante pentru așa ceva. Cocleare la copii, dar la cei mai în vârstă sau cu anumite probleme unde nervul e afectat, nu există decât protezarea auditivă. Dar sunt hipoacuzii de alte cauze care se pot opera. Nu știu cauza hipoacuziei, că atunci aș putea să zic dacă da sau nu. Cum a fost doamna cu otoscleroza, e tot o hipoacuzie. Se poate opera și se rezolvă. În finalul dialogului nostru, te rog să mai povestești încă o dată, pentru cei care n-au fost de la început, despre aparatul pe care am văzut astăzi în premieră națională. Da, e un aparat de radiofrecvență care folosește un ser fiziologic care curge în momentul când îl operezi, face un câmp plasmatic și acționează la 40 de grade. Închipuiți-vă că un cauter arde la câteva sute de grade, un alt laser la mii de grade, nedistrugând țesutul, hemoragia este minimă și atunci vindecarea este mult mai bună, fără dureri și el poate fi folosit în toate zonele orele.
vis-a-vis de polipii de copii, o reducție amigdaliană eficientă. În apnea de somn o utilizez foarte mult. Fac operații combinate, adică obstrucția nazală și așa zisă ovulopalatoplastie pentru sfărăit și pentru ca pacientul să iasă din apnee. O altă controversă între noi și pneumologi, că ei zic că așa ceva nu se poate trata. Uite că am o grămadă de pacienți operați prin coblație pentru apnee și sunt foarte bine. Chiar din toată țara am pacienți pentru așa ceva. Grozav. Deci se poate, pe laringe, peste tot. Și e o metodă foarte eficientă și eu sunt foarte bucuros că am avut prilejul să fiu din nou primul care am folosit acest aparat după 13 ani în modelul de 2020, cum s-ar spune, care este, chiar mă gândeam când o să schimbe ceva, dar nu m-am gândit că e atât de eficient față de vechiul model. Mai am o întrebare. Tumoarea malignă la gât, arsă, cu radioterapie reapare? Da, poate să dea recidivă, deci nu se poate să se face radioterapie dacă e de amigdală, de tumoră amigdaliană, în general dacă e mică se poate opera, dacă sunt niște stadializări, nu pot să știu așa prin sunt niște stadializări, dacă se poate opera, dacă se iradiază și se face chimioterapie, ea poate să recidiveze, sunt probleme, da. Depinde cu unde e situată, că poate să fie în gât, poate să fie pe vălul palatin, poate să fie pe amigdală, poate să fie în baza de limbă, poate să fie mai multe locuri. Dar în funcție de stadializare se practică exact cură chirurgicală, chimioterapie, radioterapie. Cam asta e. Deci dacă ne luăm după protocoale, așa trebuie procedat. Protocoale americane, europene, zic, stadiu 1 se face aia. Nu după ureche, că nu suntem lăutari, suntem doctori. Cam așa. Din păcate, se mai practică și după ureche în țara noastră, ceea ce nu-i foarte bine. Se fac comisii chirurgicale și oncologice și stabilim ce-i de făcut. Deci cam acolo trebuie să ajungem. Noi suntem acolo, în anumite zone și în multe locuri, dar sunt unele locuri unde se face așa, lăutărește, cum zic eu, medicină lăutărească. Înveți să operezi de pe YouTube și te duci în sală și operezi, că n-ai avut un mentor să te învețe. Și sunt o grămadă de ăștia. Cum a fost posibil ca un parcagiu să fie chirurg în România? Ce să fie? Un parcagiu să fie chirurg în România. Deci eu chiar nu pot să-mi explic chestiile astea, deci cel puțin la noi la Brașov n-a fost nimeni, dacă sunt îndeplinite rigorile legii, n-are cum să ajungă așa ceva. Nu are cum. Pentru că sunt o grămadă de documente care ți le cere colegiul medicilor sau care le ai. Nu poți să te strecori așa. Deci acolo e o întreagă, nu știu, acolo s-au dat și bă, ce știu, nu-mi dau seama, nu se poate. Nu se poate. Deci da. Eu nu pot să înțeleg așa ceva. Credeți-mă. S-au dat. Păi s-au dat, că altfel n-ai cum. Să falsifici o diplomă, să... Dar pe mine mă miră chestia asta, că dacă ar veni un barcargiu să opereze, eu imediat mi-aș da seama cam ce fel de barcargiu e. Înțelegeți? Da. Cât ar lucra el. Deci acolo e problema. Da. Aș vrea să le spun oamenilor care cer numărul de telefon să-ți scrie pe Facebook, că bănuiesc că nu răspunzi la telefon. Nu pot, că dacă aș răspunde la telefon ar fi dezastru. Deci ce să zic? Eu am numărul de cabinet, nu e o problemă. Unde se pot face programări sau ce știu ce să zic. Eu pot să îl dau pe ăla sau e 0722 469188. Sau poate să-mi scrie pe Facebook, pe Messenger, că eu îmi răspund în general, în măsura timpului care l-am.
Da. În general, cam la toată lumea răspund. Valeriu, mai e ceva ce ar trebui să vorbim azi? Alo? Mai e ceva ce ar trebui să vorbim azi? Păi nu știu. Ce să zic? Eu, unul, sper să ia amploare în țară și tehnologia asta, că sunt câteva centre care o practică și să o practice cu succes și corect. Nu să facem lucrări despre ea și noi nici să știm să-l băgăm în priză. Că așa s-a practicat în România. Da? Da. Am făcut lucrări despre coblații și noi nu știm cum arată aparatul. Deci să se termine odată cu chestiile astea în țara asta. Da. Să fim profesioniști. Eu sunt un practician, nu mă bag în politică, nu mă bag în nimic. Tratez bolnavii cât pot să-i mulțumesc eu, că nu pot să-i mulțumesc pe toți și nici nu încerc asta, că dacă i-aș mulțumi pe toți ar fi o problemă. Cum zicea Dimitru Filantropica, fii profesionist, ce naiba. Da. Mulțumesc foarte mult, Valeriu. Mă bucur că ne-am auzit. Felicitările tale. Și în continuare. Da. Doamne ajută. Doamne ajută. Doamnelor și domnilor, am un băiat de să cum să ne vedem la o. Ciao.